Miercuri 22 ianuarie, în jurul orei 22, polițiștii din cadrul biroului rutier au fost solicitați pe bulevardul Mihai Viteazul, în zona gării, unde s-a produs un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Primele cercetări au stabilit că un bărbat din comuna Vârșolț, în timp ce conducea autoturismul pe direcția Panic-Zalău, într-o curbă la dreapta, a pierdut controlul direcției de deplasare, a pătruns pe sensul opus de circulație și a intrat într-o țeavă de gaz. În urma impactului nu au rezultat victime, doar pagube materiale. Circulația în zonă s-a desfășurat cu dificultate, două benzi fiind blocate. Pompierii sosiți la fața locului au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor și au balizat zona, timp în care echipajul de intervenție al furnizorului de gaz a remediat avaria. Șoferul a fost testat cu alcooltestul, rezultatul fiind de 0,54 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În cauză a fost întocmit dosar penal și continuă cercetările pentru administrarea întregului probatoriu.